Salutare, mămici, bunici și tătici! Pregătiți-vă, pentru că astăzi ne jucăm! Am câteva jocuri care cuceresc și copiii și adulții. Unele cunoscute în toată lumea, de care eu și copiii mei suntem fascinați, iar altele care se pot juca fără recuzită. Iar dacă afară este urât, atunci este și mai bine. Ne putem petrece timpul în casă frumos și util. Pe locuri! Fiți gata? La joacă! Ia să vedem, să vedem... Ieși! Ieși afară! N-ai voie! Hai! Ieși afară! Să începem cu statuile de muzeu. Aveți nevoie de minim 3 jucători și de un spațiu generos. Toată lumea se adună în camera anumită muzeu. O persoană, ghidul muzeului, numără până la 10 în timp ce părăsește camera. Jucătorii încep și stau ca niște statui, iar ghidul se întoarce și dă o tură printre statui. Cine se mișcă devine turist și poate să-l provoace sau penalizeze pe cel care se mișcă. Atunci când ghidul iese din cameră, statuile sunt obligate să schimbe poziția, dar repede, ca ghidul să nu le vadă. Poți adopta o poziție mai relaxantă în orice moment, ghidul nu se uită la tine. Ultimul rămas câștigă. Bravo, Viu, ai câștigat! Jocul labirint. Caută obiectele magice și personajele misterioase ale labirintului, mișcându-te cu grijă ca să ajungi primul la comoară. Ca orice labirint înșelător, poți să folosești mutarea ca să blochezi calea adversarului, pentru că platforma este mobilă. Primul jucător care găsește toate obiectele și personajele și se întoarce de unde a început este câștigătorul. Un joc extrem de interactiv, care nu plictisește deloc. Și uite, ți-ai creat labirintul. Uite, vezi așa. Păi, ce carte ai? Ia să vedem. Asta, da? Tu trebuie să ajungi aici, bine? Construiește și dărâmă. Make and Break. Un joc pentru cei pasionați de construcții. Conceptul pare simplu, dar lucrurile se complică foarte repede. Tragi o carte și trebuie să construiești imaginea descrisă, dar trebuie să faci asta doar cât te lasă cronometrul și de cât de multe ori în timpul limită. Fiecare figură pe care reușești să o construiești exact ca în imagine este un punct. Unele sunt simple, altele îți pun la încercare nervii. Așa! Bravo! Un joc care ne place foarte mult și este ideal chiar și pentru călătoriile lungi în mașină se numește Cum am ajuns aici? Ai nevoie de minim 4 persoane. Tu spui un cuvânt la urechea celuilalt, iar el trebuie să spună următorului unul asociat cu acesta. Da ce? Îl face foarte incepent. Ha? Băi? Și eu am început cu cățel. Minge, handbal, sport, stadion și tot așa. Faceți asta măcar 3 runde și provocați-l pe ultimul să spună cuvântul la care s-a ajuns. Vă veți întreba, oare cum am ajuns aici? La ce joc câștigă toată lumea? Ultima idee pe care vă dau este tot un joc de la Ravensburger, un joc inventat în 1982 și perfecționat în 2013. Este un joc polițist plin de suspans și se numește Scotland Yard. Ce poate fi mai potrivit pentru copiii tăi? Infractorul infractorilor, Mr. X, a scăpat și tu trebuie să-l prinzi, căci, se pare, James Bond este în vacanță, iar spionii nu mai sunt la modă. Îl poți urmări prin Londra cu biletele de metrou, taxi, cu autobuzul și trebuie să fii primul pentru a-l prinde. În plus, este o ocazie bună să cunoști obiectivele capitalei britanice. Cam atât pentru astăzi. Dacă aveți și alte idei pe care le putem juca acasă cu copiii, mi le puteți spune mai jos într-un comentariu. Iar dacă v-a plăcut filmulețul meu, împărtășiți-l cu prietenii voștri. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru că v-am mai pregătit și alte câteva filmulețe interesante. Nu uitați nici de Instagram dacă vreți să vedeți ce fac eu în fiecare zi.